ultima perioadă au fost încheiate mai multe licitații, finalizate cu succes și contractele semnate. Ne puteți spune despre ce este vorba? Desigur, o fac cu mare plăcere. În primul rând, aș vrea să aduc la cunoștință că am finalizat licitația de achiziție de vaporete. Se cunoaște, am vorbit de multe ori despre asta, că avem un mare proiect în derulare cu privire la amenajarea malurilor Begăi și la începerea navigării, reluarea navigării pe canalul Bega. Vaporetele sunt folosite în două scopuri, pe de o parte pentru transportul în comun, ca subsistem al sistemului de transport în comun al RATT, pe de altă parte în scopuri de agrement. Se vor achiziționa 7 embarcațiuni de tip Vaporetto la un preț total de 6,9 milioane lei. S-a plecat la licitație cu un plafon de preț de 11,1 milioane lei, de urmare, prin licitație am făcut o economie de 4,2 milioane lei. Vreau să precizez că aceste vaporete sunt achiziționate din veniturile noastre proprii, ca sarcină a municipalității în cadrul proiectului cu finanțare europeană din fonduri preponderent europene nerambursabile. În cât timp putem să circulăm pe Bega cu vaporete? Termenul de livrare pentru cele 6 vaporete este de 6 luni. Prin urmare, cel târziu, după 6 luni, vom putea circula, mai că pe măsură ce vaporetele vor fi fabricate, ele vor fi și livrate. Aștept să vină reprezentantul firmei care a câștigat licitația pentru a purta o discuție și a conveni un anumit grafic de livrare. Mă aștept ca mai repede să putem deja circula cu prima embarcațiune ce ne va fi furnizată. Un alt contract încheiat în perioada aceasta este cel de telefonie mobilă, servicii de telefonie mobilă. Da, am finalizat cu succes și licitația pentru serviciile de telefonie și internet și a câștigat competiția firma Telecom într-o asociere cu un partener, dar cu Telecom ca lider de asociere. Suntem convinși că vom avea parte de servicii de calitate, prețul a fost unul bun, sensibil mai mic decât al contracandidatelor. S-a încheiat și o a treia licitație? Da, da, așa este, s-a încheiat și o a treia licitație. Este vorba de una care s-a organizat pe 3 loturi de echipamente destinate Centrului de Competențe în Automotiv, un alt proiect cu finanțare din fonduri europene nerambursabile. Din păcate, doar pe un lot licitația s-a finalizat cu succes, lot care constă în niște macarale speciale. Pe celelalte două loturi n-am putut să ducem licitația la bun sfârșit. Pe unul din ele, pe lotul 2, am avut un singur ofertant cu o ofertă neconformă, pe urmare ofertantul a fost descalificat, iar pe lotul 3 n-am avut pur și simplu niciun ofertant. Vom relua licitația pentru loturile 2 și 3. Zilele trecute, săptămâna trecută, a fost finalizată clădirea clinicii de dermatologie, un alt subiect fierbinte de câțiva ani. Da, într-adevăr, este un subiect fierbinte, ați spus corect. Ne aducem aminte că la începutul mandatului meu de primar am făcut afirmația că este anormal ca pe strada Mărășești, o stradă pe care tocmai o făcuse în pietonală atunci, să avem două spitale care ocupă pe o parte, aproape în totalitate, strada Mărășești. Și am scandalizat multă lume îndrăznind să spun că va trebui să mutăm acele spitale de acolo. Mă refeream la Clinica de Dermatologie și la Spitalul Militar. Clinica de Dermatologie este în jurisdicția primăriei, pentru că ea aparține de Spitalul Municipal din Timișoara, un spital care, după cum se cunoaște, este subordonat municipalității. Ei bine, am identificat la acea vreme o clădire pe care am considerat-o potrivită pentru a fi reabilitată și refuncționalizată și pusă la dispoziția clinicii de dermatologie. Toată lumea a protestat atunci, a fost o săptămână
de meeting-uri de protest în curtea spitalului, toți medicii, mă rog, tot personalul medical, pacienți au fost și ei scoși în curte, toată lumea s-a opus. Evident că și în Consiliul Local, cei cu atitudini populiste au trecut, cum se întâmplă de obicei, de partea protestatarilor. Eu m-am ținut ferm pe poziție, n-am cedat, așa cum fac de obicei, și am dus lucrurile pe calea pe care aveam convingerea că trebuie ca ele să fie duse. Am început lucrările de reabilitare la acea clădire și ce a ieșit este minunat. Acesta este termenul și m-am bucurat săptămâna trecută când am fost la fața locului pentru a inaugura acea clădire, să văd că absolut toți cei prezenți și jurnaliștii și mă interesează pe mine în primul rând medicii, cei care vor urma să își desfășoare activitatea acolo, au fost încântați de acea clădire. Ea este foarte modernă, este practic o clădire nouă, că nu s-a păstrat decât fundația, structura de rezistență, dar și acestea au fost consolidate. În rest, totul este nou-nouț. Vom avea și o dotare excepțională, pentru că am aprobat pe un alt proiect, nu pe cel de reabilitare a clădirii, o sumă de 400.000 de euro pentru achiziția de echipamente medicale speciale pentru domeniul dermatologiei. Se va muta clinica acolo cât de curând, vom avea și un laborator, va fi și policlinică acolo și standardele la care activitatea medicală în Timișoara, în acest domeniu, se va desfășura în continuare, sunt cele mai înalte. Nu știu dacă există spital de stat sau al autorităților publice locale de un nivel comparabil cu acesta, lăsând modestia la o parte. Noi, orașul Timișoara, trebuie să vorbim despre ceea ce avem ca împliniri la cel mai înalt nivel și trebuie să facem cunoscute aceste succese ale noastre.